sunteți colaborator de poliție? Nu? Dar ce ați spus la doamnă că sunteți colaborator de poliție? Dar care era scopul dumneavoastră că v-ați urcat în automobil cu ei? Cum? Dar de unde ați coborât acum? Acum de unde ați coborât? Din automobilul dat. Ce ați căutat în automobilul dat? Puteți explicați. Dar ce ați urcat împreună cu persoana dată? Vă cunoașteți, e rudă, dumneavoastră, v-a permis. V-a permis? Nu. Ia-l și cadena. Hai să-l duci, să-l verifici dacă vrea să prezinte. Nu, ducem la inspectorat. La inspectorat, împreună. Să prezinte vă un act ceva. Da, eu nu știu care e scopul. Asta e situația. Eu vin de vizavit. Fanconi. Dumneavoastră nu plecați mai departe. Dumneavoastră vă urcați în automobilul de serviciu pentru a ne deplasa la inspectoratul de poliție, a clarifica cazul dat, deși v-ați urcat în automobil străin, fără permisiunea stăpânului, proprietarului. Ați spus că cereți actele de la domnișoare. V-ați prezentat poliție economic? Sunteți colaborator de poliție? Nu sunteți. Și vă ocupați la moment în orașul Chișinău? Și, de exemplu, la discotecă. La discotecă. Dumneavoastră? Da. Tot la discotecă? Da. Bine, către dumneavoastră. De ce ați urcat în automobil străin? Nu am avut o înțelegere să mergem împreună la șer. Și ați avut? Am avut o înțelegere să mergem la șer. Cine? Domnișoara. Domnișoara, e anterior la ce că ați spus că vizualul cunosc chiar că așa din automobil. Numai ce ați văzut la automobil. Așa ați spus.